Daniel, capitolul 6, pagina 865. Daniel este în Vechiul Testament. Este după Ezechiel, urmează Daniel. Pagina 865, capitolul 6, începând cu versetul 1. Dariu a găsit cu care să pună peste împărății 120 de dregători, care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, numărul cărora era și Daniel. Dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să nu sufere nicio pagubă. Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt. Și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci căpeteniile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l purească în ce privia treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic. Niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios. Și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Asta înseamnă să fii credincios. Mulțumesc de încurajare. Atunci oamenii aceștia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Apoi aceste căpetenii și dregătorii aceștia s-au dus cu mare zarvă la împărat și au vorbit așa. Să trăiești veșnic, împărate Dariu. Toate căpetenii, toate aceste împărate Dariu, toate căpeteniile împărăției, îngrijitorii, dregătorii, sfetnicii și cârmuitorii sunt de părere să se dea o poruncă împărătească însoțită de o aspră oprire care să spună că oricine va înălța în timp de 30 de zile rugăciuni către vreun Dumnezeu sau către vreun om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei. Acum, împărate, întărește oprirea și scălește porunca aceasta pentru ca să nu se poată schimba după legea mezilor și perșilor, care odată dată rămâne neschimbată. În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim, și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui. Apoi s-au înfățișat înaintea împăratului și i-au zis cu privire la oprirea împărătească. N-ai scris tu o oprire care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei? Împăratul a răspuns. Lucrul acesta este adevărat. După legea mezilor și perșilor care nu se poate schimba. Ei au luat din nou cuvântul și au zis împăratului. Daniel, unul din prinșii de război al lui Iuda, nu ține deloc seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o și își face rugăciunea de 3 ori pe zi. Împăratul s-a mâhnit foarte mult când a auzit lucrul acesta. S-a gândit cum ar putea să scape pe Daniel și până la sfințitul soarelui s-a trezit, s-a trudit să-l scape. Dar oamenii aceia au stăruit de împărat și i-au zis, să știi, împărate, că după legea mezilor și perșilor, orice oprire sau orice poruncă întărită de împărat nu se poate schimba. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești, să te scape. Amin. Amin. Doamne, și noi, necurmat, doar pe tine te slujim. De aceea te rugăm în această seară, în următoarele minute, dă-ne cuvântul tău. Pentru că noi suntem slujitorii tăi, noi suntem copiii tăi, te rugăm să ne dai hrana de care avem nevoie. Te rugăm, Doamne, deschide-ne Scriptura, deschide-ne mintea, deschide-ne urechile și te rugăm, dă-ne cuvântul plin de putere. Pentru că cuvântul Tău este viu și lucrător.
Te rugăm, atinge-te de fiecare dintre noi și Duhule Sfânt, te rugăm Tu să ne dai convingerea de care fiecare dintre noi avem nevoie. Vorbește, Dumnezeule, alungă din mintea noastră orice gând firesc și dă-ne gândul lui Iisus Hristos spre slava numelui Tău. Aleluia! Amin! Amin. Vreau să ocupați locul. În urmă cu câteva zile, cu aproximativ vreo 10 zile, într-o joi seara, fratele Cătălin, la momentul de rugăciune ne-a citit din pasajul acesta și în seara aceea Duhul lui Dumnezeu m-a inspirat și am început să gândesc un mesaj. Și așa în această seară, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, să vă vorbesc câteva adevăruri despre omul cu Duhul înalt. Omul cu Duhul înalt. În capitolul 6, versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Daniel însă întrecea pe toate aceste căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un Duh înalt. Amin. În Daniel era un Duh înalt. Daniel a fost un lider spiritual în Babilon. El era evreu, era rob, era sclav. Adus de Nebucadnețar din Ierusalim, atunci când a cucerit Ierusalimul, el a luat foarte mult sclav de acolo, prinși de război, și a mutat din Ierusalim în Babilon. Daniel era unul dintre acești tineri, fără niciun cusur trupesc, inteligent, frumos, elegant, și a fost însă luat rob din Ierusalim în Babilon. Când a ajuns în Babilon, însă, el a devenit un lider spiritual și un funcționar public de cel mai înalt rang. El a fost numit de Belșațar, un fel de Nebucadnețar, și mai târziu și de Belșațar, un fel de prim-ministru. El a fost consilier spiritual și a fost duhovnic pe parcursul a 4 împărați care au condus lumea antică. Primul împărat a fost Nebucadnețar, Daniel a fost duhovnic și consilier spiritual și prim-ministru, al doilea a fost Belșațar, al treilea a fost Darius, al patrulea împărat, sub a cărui domnie Daniel a slujit, a lucrat și a profețit, a fost și Persan. Dar și Dumnezeu, și oamenii i-au făcut lui Daniel niște complimente aproape nemai întâlnite în întreaga Biblie. De câteva ori, Dumnezeu îi face lui Daniel niște complimente foarte frumoase, foarte speciale și unice. Și în câteva pasaje din cartea care îi poartă numele, Biblia spune așa, și în mod deosebit Nebucadnețar, care era un dictator, care avea putere de viață și de moarte asupra oamenilor, când îl cunoaște mai bine pe Daniel, spune așa despre Daniel în capitolul 4, în versetul 8 și 14, zice așa: Daniel are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Și asta este un compliment extrem de important pentru un credincios. Pe urmă, de câteva ori, de trei ori mai bine zis, îngerul Gavril vine la Daniel și se adresează și spune așa: Daniele, tu ești om prea iubit și scump. Mai puțin găsiți în Scriptură asemenea complimente pe care un înger le face unui om. Și pe urmă, în capitolul 6, în versetul 3, Biblia Duhului Dumnezeu îi face un alt compliment uimitor lui Daniel și spune așa: în Daniel era un Duh înalt. În următoarele câteva minute pe care le avem de petrecut aici în această seară, așa să învățăm cum putem și noi la rândul nostru să devenim oameni cu Duhul înalt. Pentru că trebuie să vă spun, frați și surori, doamnelor și domnilor, că în această țară, în acest continent, în această vreme de criză, e nevoie de oameni, de bărbați și femei, de băieți și fete cu Duhul înalt. Cum e posibil
ca și noi, la rândul nostru, să devenim oameni cu Duhul înalt. Nu cu orice fel de Duh, noi vrem să devenim oameni cu Duhul înalt. Ce înseamnă să fii un om cu Duhul înalt? Cum pot să devin și eu un om cu Duhul înalt? Cum arată un om cu Duhul înalt? Cum se comportă un om cu Duhul înalt? Fiți atenți! Omul cu Duhul înalt nu se mulțumește decât cu excelența. Ceea ce am învățat de la acest faimos om al lui Dumnezeu, încât în Noul Testament, inclusiv Iisus Hristos îl numește și face referință la el, este că Daniel, din copilărie, din tinerețe, din adolescență, din facultate, nu s-a mulțumit cu mediocritatea. Daniel nu s-a mulțumit să fie second hand. Ci Daniel a țintit 100% spre excelență. Nevoia în această biserică, nevoia în acest oraș, nevoia în această țară, este să se găsească bărbați și femei care să nu se mai mulțumească să fie mediocri. Dumnezeu vrea să țintim spre excelență. Oamenii care nu se mai mulțumesc cu mediocritate au toate șansele să devină bărbați și femei cu Duhul înalt. Doamne, dă-ne tuturor dorința aceasta de a deveni bărbați și femei cu Duhul înalt. Nu te mulțumi cu orice fel de viață. Asta o poate face oricine. Înainte de ora 6 am ieșit de ușa asta pe aici, ai seama aici. Eram cu Dorin și am văzut un vecin. În locul ăsta vira. Dormea învăluit într-o pătură. Homeless, fără casă, necăjit. Când mi-a venit, când mi-a auzit vorba, s-a trezit. Și a zis, n-aveți un leu să-mi dați. Mi-a spus, n-am. N-aveam pentru el. Și nici nu am. Însă m-am uitat la el și am spus, iată un om care s-a mulțumit cu sub mediocritate. Este foarte adevărat că din când în când oamenii ajung în crize enorme. Însă Dumnezeu în această seară vrea să ne stârnească pe toți, să nu ne mulțumim doar cu mediocritatea. Din ăștia sunt destui în România și în Europa. Dumnezeu vrea să țintim spre excelență. Daniel nu s-a mulțumit cu mediocritatea, el s-a mulțumit doar cu excelența. Însă vă dau o veste bună. Tuturor celor ce suntem aici în această seară, nu te mulțumi cu mediocritatea, poți să ajungi excelent. Și vestea bună și care este? Se poate, chiar și pentru tine. Avem la Sebiș câțiva studenți și avem și la Timișoara câțiva studenți. Și eu când îi întâlnesc pe studenți, îi descos. Cine ești, ce faci, ce note ai, ai bursă? Mă interesează unde se așează ei pe nivelul și pe scara valorilor. Și am întâlnit din când în când băieți și fete care nu se mai mulțumesc cu mediocritatea. Ei vor bursă. Și am spus, domnule, de ce să plătească tata și mama? Lasă plătească statul. Și am spus, bă, ăștia țintesc spre excelență. Ăștia nu se mulțumesc numai așa, știi? Mă duc la facultate, acum, no offense pentru cei ce nu aveți bursă. Să nu luați jignirea asta cei ce nu aveți bursă. Însă, de dragul exemplului, vreau să vă spun că există mulți tineri în țara aceasta, în orașul acesta, care nu se mulțumesc cu mediocritate. Ei țintesc spre excelență. Vestea bună știți care este? Poți și tu. Se poate pentru fiecare. Nu te mulțumi cu orice fel de viață să te târâi ca o găină. Trebuie să te mulțumești doar cu excelență, să zbori, să devii vulturi și să privești lumea de sus în jos și fii atent vestea bună care este? Se poate. Dacă s-a putut pentru Daniel, fii sigur că este posibil și pentru tine. Și Dumnezeu să ne ajute tuturor la aceasta. Poți și tu, din mediocru, să devii excelent, pentru că Duhul lui Dumnezeu îți dă putere să devii excelent, slăvit să fie Domnul. Amin. Și ce înseamnă omul cu Duhul înalt? Omul cu Duhul înalt este omul în a cărui ființă locuiește Duhul Sfânt. Amin. Să vă spun acum o chestiune importantă. Eu cred și mărturisesc că în momentul când Domnul Iisus Hristos vine în inima mea,
Când eu mă pocăiesc, El îl aduce și pe Duhul Sfânt. La nașterea din nou primesc Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt se primește în momentul când îl primesc pe Iisus Hristos. Ceea ce pe mine mă face creștin. Nu-i simplu fapt că cred în Dumnezeu. Că asta o fac și dracii. Dar ei nu se mântuiesc. Ceea ce pe mine mă face creștin când cred în Iisus Hristos este venirea Duhului Sfânt în inima mea. De aceea, frați și surori, vreau să vă spun în această seară, când vine Duhul Sfânt în viața mea, în inima mea, eu devin născut din nou. Și eu mărturisesc pe baza întregului cuvânt al lui Dumnezeu că Duhul Sfânt se primește prin credință, nu prin stăruință. Pentru că dacă Duhul Sfânt s-ar primi prin stăruință, ar fi vai de noi și vai de capul nostru, care intra doar câțiva ani în Împărăția lui Dumnezeu. Însă în tot Noul Testament, Biblia ne declară clar, negru pe alb, că Duhul Sfânt se primește prin credință, nu prin stăruință. Și pe dicostalii să nu vă supărați pe mine. Însă peste tot în Cuvântul lui Dumnezeu am găsit că Duhul Sfânt, citiți Galateni capitolul 3 și ajungeți la aceeași concluzie la care am ajuns și eu, că Duhul Sfânt se primește prin credință, slăvit să fie Domnul. Mântuirea se primește prin credință, Duhul Sfânt se primește prin credință, toate minunile lui Dumnezeu vin în viața noastră prin credință, gloria lui Dumnezeu. Omul cu Duhul înalt însă este omul locuit de Duhul Sfânt. Omul cu Duhul înalt țintește spre excelență. Omul cu Duhul înalt nu trăiește ca un cetățean de categoria a doua, de second hand. Ci omul cu Duhul înalt, el este cap și niciodată coadă, slăvit să fie Domnul. Și rugăciunea mea pentru dumneavoastră, pentru mine, pentru noi toți aici în această seară, este să nu ne mulțumim cu o viață de mediocritate, ci doar cu o viață de excelență. Vorbesc și din punct de vedere profesional și mai ales din punct de vedere spiritual. Doamne, ajută-ne la aceasta! Însă auziți a doua trăsătură a omului cu Duhul înalt. Omul cu Duhul înalt face din relația lui cu Dumnezeu cea mai mare prioritate. Am stat și m-am gândit de ce Daniel este descris de Duhul lui Dumnezeu ca un om cu Duhul înalt. Și de ce? Pentru că din copilărie, Daniel a hotărât să facă din relația lui cu Dumnezeu prioritate. El n-a făcut din munca lui prioritate, dacă vreți, n-a făcut nici din cântarea lui prioritate, nici din predicarea lui, nici din facultatea lui n-a făcut prioritate. Prioritatea în viața lui Daniel era Dumnezeu. Pentru că el avea Duhul lui Hristos în el și parcă a auzit ceea ce urma să spună Domnul Iisus Hristos după viacuri în Noul Testament, în Matei 6:33, Domnul Iisus Hristos a zis așa: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, adică faceți prioritate din împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri de care ai nevoie, casă, masă, nevastă, inclusiv mașină, ți se vor da pe deasupra. Amin. Amin. Mulțumesc de aminul puterea. Amin. Alo, amin. Amin. Dacă vrei să ai Duhul înalt, și e posibil, fă din Dumnezeu și din relația ta cu Dumnezeu prioritatea numărul 1. Cel mai important în viața ta este să faci din slava lui Dumnezeu prioritatea numărul 1 din viața ta. Fă-L pe Dumnezeu number one. Pune-L pe Dumnezeu numărul 1 în viața ta și Dumnezeu îți garantează succesul în fiecare zi. Slavă lui Dumnezeu! Daniel s-a păstrat necompromis. Într-o lume compromisă, într-o lume păgână, și și-a făcut omul cu Duhul înalt. Din cauza asta, Duhul Sfânt îi face niște complimente extraordinare. Într-o lume păgână, foarte păgână, antică și păgână, Daniel rămâne un tinerel necompromis. Foarte necompromis. S-a păstrat un băiat curat. Firicelul acela de iarbă, Daniel, un băiat la între 17 și 20 de ani aproximativ, firicelul acela de iarbă, copilașul acela din Iuda, sclav, rob, a îndrăznit să rupă gheața ideologică și să aibă o altă poziție. Tot sistemul avea o anume poziție.
Și tot sistemul acela din Babilon pretindea să se mănânce carne la masa împăratului și vin de la jertfe. Jertfe închinate idolilor. Și firicelul acesta de iarbă, robul acesta, sclavul acesta, băiețelul acesta, băietanul acesta de pe la 17-20 de ani, se împotrivește unui întreg sistem. Sfidează un întreg sistem de dragul lui Dumnezeu și în capitolul 1, versetul 8, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Amin. Dezrădăcinat de părinți, separat de familia lui, de locul natal, fără biserică, fără ochiul pastorului și a comitetului care să vegheze asupra lui, omul acesta, în Babilon, unde putea să facă ce vrea el, din punct de vedere moral și imoral, omul acesta hotărăște să rămână curat, să rămână integru. Și zice, pentru că avea în el un duh înalt. Fiți atenți, sunteți aici studenți din diferite localități din România. Sunteți fără părinți, unii dintre dumneavoastră, sunteți la școală, nu te urmărește nimeni și eu nu fac pe polițistul. Amin. Nici Cătălin. Nu suntem polițiști, sub nicio formă. E singur, nu știe nimeni ce face. Exact așa era Daniel în Babilon. Însă știți ce a hotărât tinerelul ăsta de vreo 20 de ani? A hotărât să nu se scurce. Și de ce? Pentru că îl iubea pe Dumnezeu. Iată, doar când îl iubești pe Dumnezeu și inclusiv te temi de Dumnezeu, vei rămâne curat într-o lume murdară. Pentru că lumea în care noi trăim astăzi este obsedată de sex, lumea în care noi trăim astăzi este obsedată de pornografie, este obsedată de droguri, este obsedată de neopăgânism, lumea în care noi trăim astăzi este obsedată de relativism. Adică fiecare face ce vrea, fiecare face ce are chef să facă. Și dacă este vorba, știți cum este, ce înseamnă relativismul? Doamne, dacă este homosexual, e dreptul lui. Nu mă bat. Dacă e lesbiană, e dreptul ei, nu mă bat. Dacă se drogează, e dreptul lui, nu mă bat. Asta înseamnă relativismul. Adică nu mai există valori adevărate. Valorile lui Dumnezeu au început să dispară și, domnule, nu mă căsătoresc, trăiesc în concubinaj, să ne probăm unul pe altul. Și după aceea, dacă ne potrivim, poate că ne ducem și la ofițerul stării civile. Ce înseamnă asta? Relativism. Și ce înseamnă asta? Neopăgânism. Și ce înseamnă asta? Imoralitate. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Cum de Daniel a rămas necompromis într-o lume mizerabilă? Păgână. Era cu Duhul înalt. Adică îl iubea pe Dumnezeu. Și știi, când îl iubești pe Dumnezeu și crezi în Dumnezeu cu adevărat, îi vei rămâne credincios și credincioasă lui Dumnezeu. Adică vei rămâne curat. Și atunci când nu te vede pastorul, nici comitetul, nici tata, nici mama, tu rămâi curat și curată. Tu hotărăști să nu te spuci. De ce? Pentru că credea în Dumnezeu. Pentru că îl iubea pe Dumnezeu. Pentru că era îndrăgostit de pocăință. Cuante zile, nu, anul trecut am citit un comentariu al lui Daniel Brânzeie, ăsta este un faimos, mă rog, nu știu cât de faimos, dar este un pastor din Los Angeles român, pe care eu îl cunosc. Și a scris despre tatăl meu și Marcu Nichifor. Marcu Nichifor a fost un veteran baptist. Unii l-am cunoscut, eu l-am cunoscut personal, în urmă cu câțiva ani am plecat în veșnicie ca și tatăl meu. Și într-o zi, Marcu Nichifor ăsta era un predicator, un pastor itinerant, așa, o figură de un moldoven. Moldovenești au unii reușiți, alții nereușiți. Ăsta era reușit. Domnul să binecuvinteze toți moldovenii. Bine și bănățeni. Bine și alte legi. Dar și pe cei din Reșița să se îndure Domnul de toți, de noi toți. Și s-a dus Marcos Nichifor vizita biserica și a ajuns la Sibiu. A ajuns la Sibiu. Tatăl meu era pastor la Sibiu. Eram și eu în biserică. Bine, nu mai aduc aminte de episodul acela, dar Brânzeie ăsta și aduce aminte și scrie într-un comentariu lui, a venit Marcu Nichifor, s-a așezat pe bancă, slujba era la aproape să înceapă,
Tatăl meu s-a dus lângă el și a spus, Marcule, erau prieteni. Cam de aceeași vârstă, zice, Marcule, am auzit că m-ai vorbit de rău. Și, într-adevăr, Marcul vorbise de rău pe Mircu. Mircu, Marcu, Marcu pe Mircu. Și Marcu era un om foarte cinstit și pocăit. Și a spus, Mircule, m-ai ispitit Satana. Și recunosc că te-am vorbit de rău. Iartă-mă. Următoarea expresie a tatălui meu a fost, Marcule, de unde citim textul în seara aceasta? Ca tu să predici. Și ce comentează Daniel Dumnezeu? Deci așa am cunoscut eu pe Marcu Nichifor și pe Mircu Bocar. Doi oameni îndrăgostiți de pocăință. Știți cum cred eu că era acest om cu Duhul înalt? Daniel. Îndrăgostit de Dumnezeu. Îndrăgostit de pocăință. Și când ești îndrăgostit de pocăință, nu te mai spurgi. Mulțumesc de aminul puternic. Amin. Bine ați rămas toți. Când ești îndrăgostit de Dumnezeu, ești un om cu Duhul înalt. Doamne, ajută-ne la acest. Ceea ce vreau să vă spun în continuare, este că Daniel ăsta acolo în Babilon a făcut un exercițiu de verticalitate. Așa spunea Părintele Anselie Papacioc, un preot ortodox care a murit, mi se pare, anul trecut. Și așa de mult mi-a plăcut sintagma asta, exercițiu de verticalitate. În timp ce tot sistemul s-a plecat și s-a compromis înaintea lui Nebucanețar. Și toți erau prinși în sistem și ceea ce scria Nebucanețar era lege pentru toți, fie că era bine, fie că era rău, fie că era curat, fie că era murdar, toți au intrat în sistem și era un fel de comunism acolo. Și nimeni nu avea curajul să cârie și să mârie. O singură excepție, Daniel. Și în timp ce toți erau aruncați în patru labe, și înaintea lui Nebucanețar, și înaintea lui David, în Valea Dura, înaintea lui Darius, în Valea Dura, singurul care a rămas în picioare a fost Daniel. Omul ăsta a făcut un exercițiu de verticalitate. Noi trăim într-o lume caracterizată de relativism. Dar nu așa este omul cu Duhul înalt. Omul cu Duhul înalt nu e caracterizat de relativism, ci omul cu Duhul înalt este caracterizat de biblicism. Adică el practică cuvântul lui Dumnezeu. Ei, într-o Europa murdară, într-o Românie murdară, caracterizată de mult păcat, de multă miserie spirituală, Dumnezeu caută oameni cu Duhul înalt. Și vestea bună este că și tu poți fi unul dintre ei. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Și tu poți fi una dintre femeile cu Duhul înalt de care Dumnezeu are nevoie. Știți ce încearcă vrăjmașul să facă astăzi cu noi? Diavolul nu vrea să renunți la pocăință. Dar știi ce vrea diavolul? Să-ți dilueze pocăința. Să-ți o dilueze. Adică să vii, să mai cânti, să te mai rogi, să mai apar și tu la biserică, fie că îți place, fie că nu-ți place, să apar, să faci prezența, dar să diluiezi pocăința. Adică, astăzi poți să vii la biserică și în seara asta ai ascultat pe Manu și l-ai ascultat pe Pocaru și pe Cătălin și ai văzut ce s-a mai întâmplat acolo și ai stat și la o cocoroadă la terminarea slujbei și, dar mâine se diluează toată viața. Exact asta a încercat să facă Nebucanețar cu Daniel și cu cei trei prieteni al lui Daniel. Să le dilueze credința. Să le dilueze pocăința. A vrut să-i lumifice. A vrut să-i secularizeze. Și ce vrea să facă astăzi Europa cu noi? Să ne europenizeze. Asta vrea să facă Europa cu noi. Și ce vrea? Vrea să ne secularizeze. A răspuns bine țăranul ăla. Și povestea este adevărată și eu știu din cartea lui Dan Puric Fiden. A răspuns bine țăranul ăla care a fost întrebat de un reporter. Reporterul. Știi, bre, că am intrat în comunitatea europeană? Și țăranul era în Moltenia. Știu, mă, băiete, răspunse omul. Problema e cum să ieșim din asta. Știți, ne-au băgat ăștia în comunitatea europeană. Știți cu ce scop? Să ne seculanizeze. Să ne lumifice. Și
Și țăranul a prins bine, știi, numai țăranii reușesc să perceapă sensibilitatea situației spirituale și morale în care suntem și a spus, am intrat, ne-au băgat ăștia, secretul este să găsim cum să ieșim. Ei, noi trăim într-o Europa neopăgână, domnilor. Și veți vedea și România și veți vedea și Parlamentul European tot mai mult devine neopăgân și încearcă să ne dilueze credința, să ne dilueze pocăința, să ne dilueze închinarea, să dilueze tot ceea ce este sfânt și sacru, să facă delete, să distrugă, să anuleze. Exact asta a încercat să facă Nebucadnețar cu Daniel și cu tovarășii lui. Însă Daniel, din copilărie, a hotărât să fie îndrăgostit de Dumnezeu. Domnilor, sunteți câțiva încă la începutul vieții aici. Și noi în această seară suntem o biserică 80% foarte tineri. Uitați-vă la mine. Mulțumesc. De un pic de încurajare. Însă, la modul serios, suntem 80-90% tineri aici în această după-amiază, în această seară. Diavolul încearcă să te diluieze. Omul cu Duhul înalt însă a făcut prioritate din relația lui cu Dumnezeu. Omul cu Duhul înalt nu se spurcă, nu se întinează. Și ce spunea Herman von Kaiserling, un filozof olandez. Și ce spunea individul acesta? Spunea undeva că prima mișcare a Spiritului nu este cunoașterea, ci curajul. Și Daniel a demonstrat că este un om curajos când a reușit să se impună în fața unui întreg sistem, în fața unui întreg regat care cerea să se compromită, el a rămas curat. Pentru că avea în el Duhul înalt al lui Dumnezeu și asta înseamnă că era un om călăuzit și locuit de Duhul lui Dumnezeu și tu poți să trăiești așa. Și Dumnezeu din cauza aceasta te-a trimis în această seară, în locul acesta, să înțelegi că Dumnezeu are nevoie de oameni, de bărbați și femei, de băieți și fete cu Duhul înalt, care să nu mai facă compromis, să nu mai trăiască în mizerie, să nu ducă o viață dublă, ci să trăiască numai și numai spre slava lui Dumnezeu. Însă totul a început din tinerețe. Când a luat hotărârea de viață și de moarte, să trăiască spre slava lui Dumnezeu, și se spune, și istoria spune că a trăit până la vreo 90 și ceva de ani acest Daniel. Și a reușit să trăiască pe perioada 4 împărați. Și auziți, a trăit foarte bine. Pentru că el a căutat mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și din cauza aceea Dumnezeu l-a binecuvântat chiar dacă era în robie. Însă auziți, încă o trăsătură a omului și închei. A omului cu Duhul înalt. Omul cu Duhul înalt, spune cuvântul lui Dumnezeu, în pasajul pe care l-am citit, în capitolul 6, este un om al rugăciunii. Vreau să vă pun o întrebare foarte serioasă, pe care am pus-o și azi dimineață la Sebiș, o pun și acum, în această seară, în locul acesta la Stânca. Auziți ce spune Scriptura? Când a aflat Daniel, versetul 10, că porunca s-a iscălit, a intrat, adică să nu se mai roage, să nu se mai închine decât lui Nebucadnețar și prostiilor, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, și atenție, și de 3 ori pe zi, în genunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Amin. Amin. În ciuda acelui ordin, acelui decret de urgență pe care l-a dat Nebucadnețar, și a intrat în complotul unor oameni lipsiți de caracter. El a dat o ordonanță de urgență ca nimeni să nu se mai roage și să nu se mai închine decât lui. Și ce face Daniel? Continuă să se roage. Fiți atenți. Ăsta era tânăr, dar îi plăcea rugăciunea. Am fost atent când fratele Cătălin mi-a pus în acea seară și v-a pus pe tine să vă rugați. Și mi-a plăcut că v-ați rugat 4. Dar aici suntem 50-60 de tineri. De ce nu v-ați rugat toți? Că mai știu că există scuze, categoric. Însă am forțat puțin nota. Însă vreau să vă întreb, fraților, ne mai place să ne rugăm? Am predicat zile trecute undeva lângă Timișoara, săptămâna trecută, parcă, sau acum vreo 10 zile, și despre rugăciune într-un alt context și, la terminare, a venit la mine o doamnă din biserică și a spus, frate Daniel,
În seara asta m-ați provocat. Zic, și nu, m-am bucurat, sper că cu semnul plus m-am provocat, da. Și mi-a zis așa, zice, ați vorbit despre rugăciune. Și trebuie să vă mărturisesc că am fost cercetată. Zice, de multă vreme nu mă mai rog în genunchi. Mă rog. Dar nu mă mai rog în genunchi. Zice, vrăjmașul vrea să dilueze. Știți cum suntem noi? Am început să ne americanizăm. Și la rugăciune. Acum, de la America am primit multe lucruri bune. Dolari. Și multe, și misionari, și multe alte lucruri bune. Slavă Domnului! Însă, fraților, au venit și multe lucruri. Unul dintre ele, nu știu dacă de la american a venit sau nu știu de unde, dar știu că a venit. Știți cum? Ne ducem de seara acasă sau la amiaz, ne punem la masă, dar nu ne mai ridicăm la rugăciune. Și tem că Domnul se uită la inimă. E foarte adevărat că Domnul se uită la inimă. Dar știți cum se ruga omul cu Duhul înalt? Pe genunchi. Știți cum suntem de acum? Nu ne mai genunchiem când ne punem seara în pat. Și când ne-am întins în pat, facem o rugăciune cum de Sfinte Bun Părinte. Amin. Înger, înger, îngeraș, ceva de genul acesta. Și gata, m-am rugat. Și butonăm. Și butonăm ore întregi la televizor. Dar este greu să îngenunchem. Știți ce face omul cu Duhul înalt? Nu tratează cu dispreț rugăciunea. Omul cu Duhul înalt îngenunchează înaintea lui Dumnezeu. Măcar atunci când are ocazia. Amin. Vreau să vă provoc pe fiecare. Nu vreau să devin extremist. Să nu crezi că sunt nici fanatic. Însă vreau să vă provoc pe fiecare dintre noi. Dacă vrem să devenim oameni cu Duhul înalt, ai curaj când te rogi, când ești singur, pune-te pe genunchi. Când ești tu la masă cu familia ta, ridică-te în picioare. Nu întotdeauna trebuie să te pui pe genunchi și nu întotdeauna trebuie să te bați cu pumnul în piept că tu ești pocăit, că tu ești mare creștin. Dar din când în când trebuie să-ți demonstrezi ție că ești om cu Duhul înalt și trebuie să învățăm de la oamenii cu Duhul înalt cum să stăm din când în când, măcar și cât mai des, înaintea lui Dumnezeu. Omul acesta cu Duhul înalt îngenunchea înaintea lui Dumnezeu de 3 ori pe zi și nu-l vedea nimeni. Și unii ori nu este foarte ușor să îngenunchem aici, că ne văd toți și facem așa un show de evlavie. Însă fii atent cum te porți când nu te vede nimeni, ăla ești. Restul e vrăjeală și poți să ne minți și poți să ne înșel. Cum te porți cu tine când nu te vede nimeni, ăla este adevăratul tău caracter. Omul cu Duhul înalt, când nu-l vede nimeni, ăsta era însă urmărit, cineva tot l-a văzut. Apropo, știți că suntem urmăriți? Cineva tot timpul ne vede. Prieten sau dușman, ăștia ne urmăresc și transmit despre noi, să știți. Când nu-l vedea nimeni, omul cu Duhul înalt îngenunchează și se roagă de 3 ori pe zi. Slavă lui Dumnezeu! Dacă ești cu Duhul înalt, adică dacă Duhul Sfânt locuiești în tine, nu o să mai disprețuiești rugăciunea și nici nu o să mai eviți rugăciunea. Oamenii cu Duhul înalt au plăcere și bucurie să se roage. Oamenii cu Duhul mediocru și cu Duhul stins evită rugăciunea. Și se eschivează și se ascund, știi? Dar omul cu Duhul înalt are bucurie să meargă la casa de rugăciune a lui Dumnezeu. Amin. Amin. Vă invit să ne ridicăm acum. Și să încheiem seara aceasta un moment de rugăciune. Este ora 8 și 5 minute. Dumnezeu vrea ca și tu să devii un om cu Duhul înalt. Nu te mulțumi cu mediocritate. Mulțumește-te începând cu această seară doar cu excelență. Și tu poți să devii un om cu Duhul înalt. Și tu poți să devii o fată și un băiat cu Duhul înalt. Și Dumnezeu îți va ajuta pentru că Duhul Sfânt locuiește în tine. Dacă l-ai primit pe Domnul Hristos, Duhul Sfânt locuiește în tine. Slavă lui Dumnezeu! Nu te mulțumi cu fărmituri. Nu te mulțumi să devii un creștin, un pocăit second hand, de mâna a doua. Nu asta este voia lui Dumnezeu pentru tine, ci voia lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine este să fim excelenți în moralitate, în spiritualitate, în pocăință, în credință. Nu te mulțumi să te rogi oricum, ci roagă-te lui Dumnezeu închinându-te. Pasiune. Și Dumnezeu te va ajuta. Așa să venim în rugăciune și să intrăm în Duh de rugăciune. Mă dăruiesc, o Doamne, tu întregii mei. Dăruiește-ne și tu. Ca să-mi recordă timpul.
te spui. Care să iubească rugăciunea, predică-o în Iisus.
aș vrea să-mi permiți favorul să mă rog pentru tine. Este între tine și Dumnezeu. Este între tine și Dumnezeu. Doamne, Doamne Iisuse, slavă ție. Slavă ție. Doamne, Tu vezi toate mâinile care s-au ridicat. Slavă ție. Doamne, toți oamenii aceștia sunt flămânzi de Tine. Sunt setoși după Tine. Și mulțumesc că fiecăruia îi dai un nou început. Doamne, Tu vezi toate mâinile ridicate. E o pădure de mâini care s-au ridicat aici. Slava este numai a Ta. Doamne, peste toți cei ce-au ridicat și acum au mâna ridicată, Doamne, dă-le toată puterea Duhului Tău și-L Sfânt. Dă-le un Duh nou. Dă-le un Duh puternic. Dă-le un Duh înalt. Duhul Sfânt, atinge-te de El. Umple-i cu Iisus Hristos. Și mulțumesc că nu-i mai lasă să fie mediocri. Mulțumesc că nu-i mai lasă să trăiască în compromis. Mulțumesc că nu-i mai lasă să aibă o viață ascunsă. Și mulțumesc că de acum le dai un Duh înalt. Și Tu le conduci viața. Arunca asupra Ta toate îngrijorările pe care ei au, Doamne. Și mulțumesc că Tu însuți te îngrijești de fiecare dintre ei. Poartă-i, crește-i, sfințește-i, biruiește-i și biruiește în numele lor. În numele Lui Iisus Hristos și Tată, în numele Sfânt și Măreț al Domnului Iisus, iartă-le păcatul. Vindecă-i de boală. Iată-le trecutul, prezentul și viitor. Spre slava numelui Tău, prin sângele vărsat pe Golgota. Aleluia. Amin.